Bună seara și un bun venit pentru toți cei care sunteți în locul acesta și pentru cei care sunteți împreună cu noi, urmărind pe computer ceea ce se întâmplă aici. Aș vrea să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Daniel la capitolul 9, începând de la versetul 1 până la 19, vom citi toate versetele acestea, la pagina 869. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasverosh din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărămăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Eremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici. Ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, Nouă, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da. Nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ne le pusese înainte prin robii săi prorocii. Și tot Israelul a călcat legea ta, și s-a abătut astfel ca să nasculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre care ne-au cărmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nici căieri sub cer nu s-a mai întâmplat. O nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru. Nu ne-am întors de la legiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi. Căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului, prin mâna Ta cea puternică, și ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ierusalimului, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiurilor părinților noștri este Ierusalimul, și poporul tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru rugăciunea și cerere, cererile robului tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste Sfântul tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărămăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele tău căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. Amin. Amin. Îmi place să citesc toate versetele pentru că ele sunt într-o strânsă și bună legătură între ele. Auzim direct cuvântul lui Dumnezeu și ne umple mintea și inima cu aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, lucru foarte important pentru viața noastră de fiecare zi. Ceea ce se întâmplă aici, în capitolul 9, are loc aproximativ în anul 538, înainte de Domnului Iisus Hristos după căderea Babilonului. Daniel este unul din evrei care are o preocupare foarte intensă pentru poporul lui, pentru Ierusalim și în mod special pentru situația lor prezentă. Erau robi în Babilon. Probabil mai erau și alții în Israel, cu siguranță că erau unii Însă Dumnezeu a îngăduit ca omul acesta, care era, fusese cândva un tânăr, necăstorit, care l-a iubit pe Dumnezeu și a iubit propriul popor. Și dacă suntem foarte atenți la textul pe care l-am citit, iubea numele Domnului și slava Domnului. Dacă observați în finalul cuvintelor pe care le-am citit, el accentuează foarte mult. Pentru numele tău. Pentru dragostea numelui tău, pentru Ierusalim, pentru poporul tău. Astea erau lucrurile care îi frământau mintea, îi consumau gândurile, îi preocupau viața de fiecare zi. Până aici, dacă ne uităm cu atenție în restul cărții, așa cum am văzut împreună, Daniel apare foarte clar ca un om al rugăciunii. Nu e prima dată, nu e ultima dată. Vom vedea și după aceea. Rugăciunea pentru El nu este doar un timp în care El își prezintă, în primul rând, cererile și dorințele care se cer sau se așteaptă a fi rezolvate. Rugăciunea este un fel de a fi și de a trăi în viața de fiecare zi. Când ne uităm cu atenție în versetul 3, spune aici foarte clar și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut. Cum? Cu rugăciune și cerere. Observați? Rugăciunea e mai mult decât o cerere. Este mai mult decât laudă, decât închinare. Rugăciunea din Daniel și din restul scripturii, dacă ne uităm cu atenție, este a petrece timp cu Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Nu înseamnă, în primul rând, a vorbi. Înseamnă, în primul rând, a fi în prezența lui Dumnezeu. Și a avea o comunie și o părtășie directă cu el. Pe Daniel îl găsim la rugăciune începând din capitolul 2, îl găsim și în capitolul 1 indirect, în capitolul 3 el nu apare, apare în capitolul 4, din nou, și în toate detaliile vieții lui confrunta cu situația politică în care Dumnezeu a îngăduit ca el să fie așezat, el este cunoscut ca un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și ale cărei rugăciuni sunt cum? Ascultate. El așa e cunoscut de cine? De cei care nu erau evrei, de babilonieni. În 538 el avea cam vârsta asta, așa să bănuie, deci 62 de ani și cu 5, 67 și să presupune că ar fi avut cam în jur de 15 ani, deci, 67 și cu 15, nu, după 75 de ani, spre 80, între 75 și 80 de ani ca vârstă, e un lucru care nu se știe sigur, dar era un om care depășise maturitatea, am putea să spunem. Era un om care purta pe umere lui prezența lui Dumnezeu în toate acțiunile, în toate cuvintele, în tot ceea ce era el. Și am putea să spunem cu certitudine, lucrul de bază care îl caracterizează pe Daniel este relația lui cu Dumnezeu, adică rugăciunea. Noi suntem foarte înclinați în mod obișnuit să privim rugăciunea ca pe o cerere sau ca pe un timp în care noi dăm laudă lui Dumnezeu și -i aducem mulțumire pentru ceea ce a lucrat și lucrează el în viața noastră. Scriptura și textul acesta vrea să arate că e mult mai mult decât atât. Dumnezeu nu este doar o roată de rezervă pe care o ieși și o schimbi când ai nevoie sau cineva la care apelezi când lucrurile nu mai merg. El este creatorul tuturor lucrurilor. El este creatorul, el este făcătorul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu este fără început și fără sfârșit. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate care ții legământul și dai îndurare, este cineva în, care, în prezența căruia și o să observați mai târziu lucrul ăsta, probabil duminică dimineață, dacă Dumnezeu v-a îngăduit să fim împreună, spune el, mi s-a îngălbenit fața. N-a putut să mai stea în picioare. A căzut la pământ. Deci Daniel avea o experiență îndelungată cu Dumnezeu. Dar de fiecare dată când intra într-un contact direct cu Dumnezeu, el nu rezista din punct de vedere fizic. Așa de mare este diferența aceasta care ne privește pe fiecare dintre noi. Noi suntem acum în fața Cuvântului și Cuvântul este mijlocitorul de bază. El este Domnul Iisus Hristos, pe de altă parte. Și datorită acestui har că Domnul Iisus mijlocește pentru noi, sta, putem sta în picioare. Însă cred că dacă Dumnezeu o singură clipă ar îngădui ca să-și manifeste prezența, cei mai mulți dintre noi am fi niște morți la pământ. Probabil toți. De aceea e foarte important să Privim lucrurile din această perspectivă când suntem la rugăciune. Și să ne gândim că cel mai important lucru nu este ce cerem și nici ceea ce vorbim. Cel mai important lucru este care e atitudinea inimii în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea este o problemă de atitudine a inimii față de Dumnezeu și față de realitatea înconjurătoare. Ăsta e primul gând pe care aș vrea să-l păstrăm în mintea și în inima noastră în timpul pe care îl vom avea pentru închinare, fie acolo, fiecare acolo pe unde ne aflăm. Este foarte important să ne gândim la faptul că atunci când privești cu atenție în textul acesta, dincolo de preocupare și atitudinea lui Daniel în relație cu Dumnezeu, descoperim că... Daniel nu numai că e preocupat și vrea rezolvarea poporului său, el merge un pas mult mai departe în relația lui cu ceilalți. Nu? De la versetul 4, partea a doua, spune așa. De ce? Haideți să citim tot versetul 4. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Observați? Și el îl descrie pe Dumnezeu, felul în care el îl privește pe Dumnezeu, felul în care îl cunoaște și apoi în versetul 5. Noi am păcătuit. Noi am săvârșit nelegiuire. Noi am fost cum? Răi și îndărădnici. Deci, în relația lui cu ceilalți, cu poporul lui, el se identifică cu propriul său popor. El nu privește, făcând o diferență între trăirea lui și statutul lui spiritual și a celorlalți, a celor mulți. El se vede una cu ei. Nu se vede mai bun, nu se vede mai vrednic, nu se vede mai valoros, se vede unul dintre cei mulți înaintea lui Dumnezeu. Astea sunt, dacă vreți ca să spun așa, condițiile uneia care vrea să mijlocească. Și asta e foarte important. Am putea să consumăm mai mult timp, dar poate o să facem asta cu altă ocazie. Aici este un element foarte interesant în legătură cu acest fel de a privi pe frați, pe surori, de a privi adunarea, de a privi pe oameni. Ca să poți să vezi în mod real cum sunt ceilalți, trebuie să te vezi în mod real cum ești tu. Nu poți să înțelege pe alții dacă tu nu te-ai înțeles încă pe tine nu poți înțelege pe alții. Acum, ceea ce noi avem scris în Noul Testament, Daniel nu cunoștea, dar avea o perspectivă foarte adâncă și foarte clară, în ciuda faptului că el își desfășoară viața cu 500 de ani, aproape 600 de ani, înainte de existența descoperirilor, evanghelilor și a lucrurilor din Noul Testament. Dar era foarte profund în cunoașterea lui Dumnezeu și era foarte profund în cunoașterea ființei umane. Noi am putea să chestionăm și să punem întrebări ca acestea. Era Daniel unul care, în viața căruia puteau să fie lucruri de condamnat, puteau să fie reclamat, putea să. Era el unul din aceștia? Să identifică el cu ceilalți pentru că viața lui are uh, văi și momente în care își capătă? Nu cred că putem să spunem așa ceva. Ba din contra. Dacă citim cu atenție cuvântul, vă aduceți aminte cu două, trei capitole în urmă, la capitolul 6, nu? S-au chinuit și au frământat mintea dușmanii lui să găsească ceva în, în viața lui, în activitatea lui, ca să-l condamne, nu? Și n-au putut găsi nimic. Deci, din perspectiva aceasta strict, reală și omenească, Daniel era un om fără reproș. Și în textul acesta mai târziu, și în alte texte, în alte capitole, el este numit în capitolul 10 om prea iubit și scump. Și asta apare în contradicție cu ce? Cu faptul că el zice, noi am păcătuit. Și avem nevoie să ne gândim la lucrul acesta. Acum noi avem versete în Noul Testament care ne explică cumva realitatea acestei trăiri, nu? Eu vreau să vă aduc în atenție un verset din Iov, de pe la capitolul 7, dacă nu cumva versetul 17, unde unul din prietenul Iov vorbește cu el și zice Fiva omul fără vină înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu. Sper că v-a aduceți aminte textul acesta. De unde se înțelege foarte clar care e răspunsul, nu? Și apoi Apostolul Pavel în Roman, la capitolul 2, zice foarte clar. Nu este niciun om cum? Neprihănit. Nu este niciun om perfect. Toți suntem niște păcătoși. Vedeți, sunt două alternative adevărate în același timp care stau într-un raport de paradoxal, aș putea ca să spun, nu? Alternativa aceasta, că îl vezi pe omul cunoști, nu poți să-i faci nici un reproș. Și alternativa cealaltă, a felului în care el se vede pe el și se cunoaște pe el, când se află în prezența lui Dumnezeu. Ambele adevărate, vrednice de luat în seamă, dar în același timp, într-o relație paradoxală, se exclud reciproc. La rugăciune e foarte important să ai o părere reală despre tine sau să ai părerea pe care Dumnezeu o are despre tine. Și eu cred că Daniel realizează condiția umană. Asta e ceea ce putem să spunem. Ceea ce am citat din roman de la capitolul 2, versetul vrea să descopere foarte clar. Iată care e condiția umană. Nu este niciun om neprihănit. Nici Daniel, nici Daniel. El declară lucrul ăsta. Aici, în textul ăsta. Un om fără reproș să uită la el din cauza prezenței și prin ochii prezenței lui Dumnezeu și spune foarte clar, noi am păcătuit. El nu joacă un teatru, să fie foarte clar. Nu vrea să apară mai smerit decât este în realitate, ci este un om cu picioarele pe pământ, înfipt în realitate. El știe cine-i făptura umană fără Dumnezeu. Și asta e dimensiunea pe care vreau să o păstrați și să o păstrăm în mintea și în inima noastră când ne rugăm. Distanța dintre noi și Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Cine este El? Făcătorul nostru. Cine suntem noi? Niște ființe căzute care fără îndurarea Lui nu putem trăi. Fără bunătatea Lui, fără iertarea Lui, fără mijlocirea continuă a Fiului Său, suntem niște oameni perduți. Și Daniel știe lucrul ăsta despre El. Acestea, gândurile acestea sunt foarte greu de, de înghițit și de pus în lumină. Mai ales pentru cei care, dintre dumneavoastră, sunteți unii foarte cuminți, poate fără reproș în societate, nu? mulți au o părere bună despre dumneavoastră, familia are o părere bună sau chiar foarte bună. vă uitați și poate ziceți, mie nu poate să-mi se să reproșeze nimic. Nici Daniel nu-i putea reproșa nimic. Și totuși el spune, noi am păcătuit? nu e așa că e interesant? Aceasta ar merita să facă obiectul unei întâlniri, a unei dezbateri pe care să o avem împreună. Pentru că în măsura în care pricepem și ne însușim acest adevăr așa profund cum este, în măsura aceasta îl putem descoperi pe Dumnezeu și înțelege în frumusețea gândurilor Lui, în frumusețea caracterului Lui. Și aș vrea să vă spun că în Scriptură, când se vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu în Exod, acolo se vorbește de fapt și despre bunătatea Lui. De aceea când stăm la rugăciune, stăm ca unii care fără Dumnezeu nu putem trăi și fără Dumnezeu suntem egal cu zero. Suntem nimeni și nimic. Asta e ideea numărul unu pe care aș vrea să o păstrăm în mintea și în inima noastră. Asta ne face să vedem slava lui Dumnezeu și să dăm slavă lui Dumnezeu. Ai vrut să-mi aduce aminte? Deci, la mine gura. Deci, în primele două versete vedem preocuparea și suferința lui Daniel legat de soartea evreilor și a Ierusalimului. În versetul 3, felul în care Dumnezeu rezolvă problema. Există un verset în psalmul 109, versetul 4. Vreau să spun apropo de felul în care, Dumnezeu, în care Daniel rezolvă problema. Psalmul 104. 109, scuzați, la versetul 4. E un verset foarte interesant, apropo de gândurile care vi le-am spus în legătură cu rugăciunea. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune, zice aici. Aș vrea să vă spun cum scrie în ebraică, exact. Pe când eu îi iubesc, ei nu mă iubesc, îmi sunt vrăjmași, și dacă am traduce exact, așa este. Eu rugăciune. Nu scrie în că eu alerg la rugăciune. Așa a tradus Eu mă identific cu o atitudine de rugăciune, de comunicare cu Dumnezeu. Ce vrea să spună Daniel? Când am de-a face cu oamenii, mă identific cu rugăciunea. Mă duc pe terenul prezenței lui Dumnezeu. Aceasta îți dă sentimentul realității despre tine și despre ceilalți. Când cineva mi-e potrivnic și nu mă iubește, eu rugăciune, eu mă rog. Eu nu fac altceva. Eu mă raportez la Dumnezeu, în totalitate. Nu răspund, nu rezolv, că nu știu cum să rezolv lucrurile. De aceea și Daniel îl rezolvă problema cu Dumnezeu. Asta vreau să spun versetul 3, nu? M-am rugat Domnului și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut. M-am întors spre Dumnezeu. Nu e o poziție de ordin fizic, nici geografic, nu? Ce se vorba de o atitudine interioară, o atitudine a inimii? Cred că el, dacă ne uităm la trimiterile din primele versete, el care citea Ieremia era familiarizat cu mentalitatea lui Ieremia, cu profeție lui Ieremia, cu descoperirile lui și... Mi-am notat aici un verset din Eremia 33, versetul 3, care spune așa, cheamă-mă și îți voi răspunde. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Observați? Chiamă și îți voi răspunde. Acesta e Dumnezeul lui Daniel, a tot prezent, care așteaptă să ne ducem pe terenul prezenței Lui. Și ce să facem? Să ne bucurăm de prezența Lui. El nu așteaptă să mergem întâi și să -i cerem lucruri, deși el e pregătit să ne le dea. Dacă vă uitați în textul ăsta cum continuă, la versetul 20 apare îngerul Gabriel. După care, de la versetul 24 la 27, se descoperă un plan și un program foarte clar, bine stabilit pe o perioadă foarte lungă de timp, până în vremea noastră. Capitolul nou este un capitol care se termină odată cu înfrângerea anticristului și intrarea în mii de ani în care Domnul Iisus va domni. Aceasta este bătaia lungă a acestui capitol istoric vorbind. Aceste detalii o să vorbim despre duminică dimineață, nu? Ce am mă și vă răspunde? Vreau să stau de vorbă cu tine. Dumnezeu își găsește plăcerea în această relație. Întrebarea e foarte simplă. Am eu această plăcere ca să stau în prezența lui, să stau de vorbă cu el, să mă bucur de el, să-l cunosc, să mă las cunoscut. Am plăcerea de a împărtăși cu el planurile mele de viață, gândurile mele, planurile mele de viitor, problemele mele cu care mă confrunt, înfrângerile. Rugăciunea este un timp în care petrecem în prezența lui Dumnezeu și ne comportăm ca atunci când avem de-a face cu prieteni. Nu ne ascundem, nu încercăm să rezolvăm ce nu putem rezolva, ci pur și simplu, într-un mod liber, vorbim despre ceea ce suntem sau despre ceea ce vedem în celălalt, în Dumnezeu, în situația aceasta. Deci, de la 4 la 14, este mărturisirea lui Daniel, care se face una cu poporul. Apoi, de la 15 la 19, este implorarea milei lui Dumnezeu. Deci am putea să spunem în capitolul acesta, în primele 19 versete, are patru gânduri de bază. Preocupare și suferință de situația și soarta poporului evreu și a Ierusalimului, căutarea rezolvării în Dumnezeu, sau înțelegerea problemei și rezolvarea ei în Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, 3. Identificarea cu propriul lui popor. Și 4. Implorarea prezenței, a milei, a îndurării și a iertării lui Dumnezeu. Astea sunt gândurile de bază din text. Acum aș vrea să mai ne uităm puțin și să insistăm, dacă vreți ca să zic așa, relativ la mărturisirea lui Daniel, nu? Sunt... Trei direcții în care el privește problema sau să descopere că el o gândește. Unu. Am fost reși îndărădnici. Deci Daniel, în prezența lui Dumnezeu, face referire la statutul lui și la statutul lor. Statut ca oameni, ca ființe căzute. Am fost și îndărădnici. Noi am păcătuit, noi am săvârșit de legiuire, noi, am a... noi nu am ascultat pe robii tăi, prorocii. Doi. El privește la Dumnezeu și începe să descrie în cuvintele lui felul în care el îl vede, îl cunoaște pe Dumnezeu, îl descopere pe Dumnezeu. Dumnezeu e mare, înfricoșat. Doamne, Tu ești drept. Tu ne-ai tratat cu bunătate și îndurare și ne-ai tratat cu dreptate în același timp, cu alte cuvinte. Și trei, e un lucru care se întâmplă aici la rugăciune. Oamenii care intră în mod real în comunicare cu Dumnezeu au parte de prezența lui Dumnezeu. În diverse feluri. În textul acesta, începând de la versetul 20, îl vedem pe îngerul Gabriel care vorbește cu Daniel. În capitolul 10, el îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Capitolul mai înainte se întâlnește cu Dumnezeu. Și îl descrie pe Dumnezeu așa cum îl vede. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să batem un cui foarte puternic în mintea noastră. Rugăciunea nu este un timp în care noi cerem, mulțumim și dăm laudă. Este în primul rând în care, este în primul rând un timp în care petrecem în prezența lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Este un timp de împărtășire, de cunoaștere reciprocă, aș putea ca să spun așa. Un timp în care, după părerea mea, e preferabil să nu vorbim, mai mult să tăcem. Rugați-vă tăcând, fraților. Asta, cu alte cuvinte, ar putea să sune așa. Focalizează asupra lui Dumnezeu. Pentru că trăind și experimentând prezența lui, nu ai ce vorbi despre tine și dispar toate lucrurile care îți par a fi o problemă la prima vedere. Dispar din câmpul tău vizual. În prezența lui Dumnezeu, ești transformat, cu alte cuvinte. Deci, unul, acolo descoperi statutul tău. Doi, descoperi cine este Dumnezeu și trei, intri într-o stare de transformare. Prezența lui Dumnezeu te schimbă. Există un verset în 2 Corinteni, la capitolul 3, în care vorbește de această schimbare din slavă în slavă, pentru cei care se află în prezența lui Dumnezeu. Sper că vă aduceți aminte ce scrie acolo. Noi toți privim cu fața, așa cum și Daniel privea, cu fața descoperită, nu? Deci, Daniel, doi corinteni. Doi corinteni, capitolul 3. Ultimul verset. Aș putea să citesc și versetul 17, dar poate e bine să citim și 16, nu m-am gândit de acasă la lucrul ăsta. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul. Nu, Daniel spune în, în versetul 3. Mi-am întors fața spre Domnul. I-am dat toată atenția. M-am dus pe terenul prezenței lui. Mahrama este luată. Ăsta e scopul rugăciunii. Scopul rugăciunii nu este să obții ceva, nici să dai ceva. Scopul rugăciunii este să încep să vezi realitatea din perspectiva lui Dumnezeu. Asta e diferit. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este ce? slobozenie sau libertate. Versetul 17. Și versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Din slavă în slavă. De ce venim la rugăciune? Venim nu să obținem ceva, nici să oferim ceva. Nu vreau să spun că acestea nu sunt lucruri pe care le avem în Scriptură și ni se, ne, ne sunt date ca mijloace, să nu înțelegeți asta, putem veni să cerem, putem veni să dăruim slavă și mulțumit, dar esența rugăciunii stă și pe terenul prezenței lui Dumnezeu cu un scop foarte clar. Care? De a te lăsa schimbat de prezența Lui, din starea în care ești, într-o stare mai înaltă. Venim la rugăciune ca să ne putem apropia de Dumnezeu și să fim transformați prin Duhul, din slavă în slavă. Și spun asta pentru că atunci când mă uit la Daniel aici, și la el se vede lucrul acesta, și prin apariția îngerului, și prin felul în care evoluează gândirea lui, și felul în care prezintă lucrurile. El trăiește o frământare, el trăiește, pe de o parte, bucuria prezenței lui Dumnezeu, pe de altă parte, trăiește emoția că Dumnezeu va răspunde sau nu va răspunde rugăciunilor lui. Că Dumnezeu va rezolva sau nu va rezolva lucrurile la care el se așteaptă ca să fie rezolvate. Dar în final el îndreaptă tot unde? În gândurile și în discuția lui cu Dumnezeu. De dragostea numelui tău. De dragul Ierusalimului. Doamne, pentru slava ta și pentru numele tău suntem aici. Nu pentru nevoile noastre mărunte, egoiste, interesate. Nu, nu pentru asta suntem aici. Aceasta este esența acestui capitol, care este un capitol profetic, cu bătaie foarte lungă, dar care are o lecție foarte puternică din perspectiva relației cu Dumnezeu. El vrea să spună simplu și clar. Nimic nu e mai important decât relația ta cu Dumnezeu și relația mea cu El. Nimic nu e mai important decât Dumnezeu ca persoană, ca ființă și nimic nu e mai important decât a sta în prezența Lui și a te lăsa schimbat și transformat de el din slavă în slavă. După care toate lucrurile celelalte pe care le avem în minte și pe care așteptăm să fie rezolvate, ele se vor așeza, așeza singure la locul lor la vremea lui Dumnezeu. La vremea pe care el a hotărât. Dacă ar fost după Daniel, mai eram cu un an de zile până la 70 de ani, Că să se împlinească, el ar fi rezolvat atunci, ar fi semnat un decret, să le dea drum la evrei acasă. A mai durat vreo sută de ani aproape. Nu erau evrei pregătiți. De foarte multe ori venim în prezența lui Dumnezeu și avem sentimentul că suntem bine, că toate lucrurile sunt ok. Nu. În prezența lui Dumnezeu descoperi cât de departe ești de El, cât de, nevoia, cât de adâncă e nevoia ta după El, cât de puțin știm despre El, cât de puțin îl cunoaștem în realitate? Începem să ne pierdem importanța în ochii noștri și importanța care ne dăm în ochii altora? Și începem să privim lucrurile așa cum le vede el. Doamne ajută-ne în seara aceasta să intrăm pe terenul acestui fel de a gândi și de a ne ruga. Poate unul o să se întrebe, ce o să facem acum la rugăciune? Vreau să lansez un lucru. Nu vreau să supăr pe nimeni și nimeni nu vreau să înțeleagă că uh, aș vrea eu aici să o, facem, să o fac pe agrozavul, dar aș vrea să răspund uh, cu ceea ce Scriptura spune. Taci înaintea Domnului și cine își aduce aminte? Nădăjduiește în el. E adevărat? Știți versetul ăsta, nu? Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Cea mai adâncă rugăciune este rugăciunea în care ai tăria să nu mai vorbești. Dar de ce? Ca să poată Dumnezeu vorbi, și ca să poți tu să-l auzi. El e foarte politicos. El ne așteaptă și ne lasă de fiecare dată. De multe ori batem câmpii, spunem aceleași lucruri, povestim, cerem și așa mai departe. Astea sunt manifestările noastre naturale, simple, obișnuite, religioase le-aș putea eu numi. Rugăciunea înseamnă a veni în prezența Domnului, a te așeza în prezența Lui. Și ai dat libertatea să vorbească și înseamnă, spune cum a spus Samuel, vorbește, Doamne, că ce robul tău ascultă. De patru ore apare în text, dacă vă uitați cu atenție, care l-am N-am ascultat, n-am ascultat glasul tău, n-am ascultat glasul tău, n-am ascultat glasul tău. Nu întâmplător de patru ore. Rugăciunea este un timp în care învățăm să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-L cunoaștem și să